sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, partener al Napoca Rally Academy. În direct, în aceste momente și pe pagina de Facebook Radio Europa FM cu Bogdan Marișca, pilot și instructor de conducere defensivă în cadrul Napoca Rally Academy. Salut, Bogdan, bine ai revenit alături de noi. Salut, Radu, mă bucur să ne reauzim. Din păcate, pornim discuția de astăzi de la un accident groaznic ce a avut loc vineri pe o șosea din Ploiești. Atunci un motociclist în vârstă de 32 de ani și-a pierdut viața. Asta după ce a intrat cu foarte mare viteză pe contrasens. Și internetul s-a împărțit în două, cumva, urmărind accidentul filmat de un participant la trafic. Unii spuneau că ar fi vina exclusivă a motociclistului, pentru că avea o viteză foarte, foarte mare. Unii dădeau vina pe administratorul drumului, pentru că erau niște balize de plastic acolo, separatoarele de sens în care a intrat respectivul motociclist, iar alții dădeau vina pe un șofer cu care pare să că acel motociclist se întrecea în acel moment. Și chiar sunt curios, care este părerea ta despre cauza acestui accident groaznic, repet. Da, așa e. Știi, noi prin ceea ce facem în raliuri luăm contactul cu limita și ne presupunem că ne asumăm astfel de momente, dar în momentul în care treci prin astfel de secunde fatidice, nu-ți dorești altceva decât să scapi cu bine. Deci nu ești nici mare, nici tare, nici șmecher. Tu, acela care credeai că nu se poate întâmpla nimic, când momentul se produce, până se oprește mașina sau toată dinamica respectivului moment până ajunge la zero, nu zice altceva decât spui, Doamne, ajută-mă să scap cu bine. Prin ceea ce facem în raliuri este partea asta. În ceea ce facem în zona de safety driving, am luat contact la un moment dat cu, și da fiind faptul că suntem trained de trainer pe subiectul safety driving, am luat contact cu niște oameni care studiază conducerea preventivă sau conducerea defensivă sau safety driving de afară, din Anglia, din Olanda. Și la un moment dat, în discuție genul ăsta, ei mergeau tot timpul cu raționamente, erau un fel de avocație ai necuratului. Dar dacă la faci așa și așa și așa, și sunt și erau niște momente ipotetic fatidice care pot să ducă la un deznodământ nefericit. Și spuneau că undeva lanțul ăsta trebuie rupt de către cei care administrează drumurile, de către cei care parcurg trasele respective, fie că sunt șoferi, fie că sunt pietoni și așa mai departe. Aici, din păcate, am văzut accidentul și a fost o tragedie, a fost o oroare, a fost un moment, un lanț de fatalități. O nevoie a unui motociclist și a unui șofer de a fi unul mai rapid decât celălalt. De ce? Probabil din rațiuni de ego, din rațiuni de, testosteron. Habar n-am, nici nu important. Sigur, am găsit undeva un pic de ego și la ghidonul motocicletei și la volanul mașinii care era pe banda lor. După care motocicliștul, pe când era premiza că linia continuă n-o să fie obturată de absolut nimic, a folosit-o ca și pe a treia bandă. Pe când era premiza că are o linie dreaptă la îndemână, unde poate să-și etaleze puterea motorului. Ceea ce probabil că s-a mai întâmplat și în alte momente și nu este singurul care face asta. Problema este când începi să încalci regulile de circulație, nu calculezi că altcineva de lângă tine face același lucru. În special administratorul drumului care n-a balizat corect acele balize puse de protecție, pentru că administratorul drumului luase în calcul să nu se traverseze de pe bandă pe alta, undeva în stânga era o intersecție, ca cei care veneau de acolo să nu iasă să taie două benzi continue sau cei care erau pe bulevard să nu facă la stânga într-un loc interzis. Pe de altă parte, la ce viteză părea că are motociclistul, nici nu cred că vreo presemnalizare mai era utilă la acea viteză. Adică, ok, o vedeai, dar până reacționai... Dacă era o presemnalizare... Nu că n-ar fi necesar să fie presemnalizări, să nu mă înțelegi. Dacă era o presemnalizare, avea o șansă în plus. Dar balizele de genul acela sunt foarte multe. A apărut acum destul de multe separatoare de sens. Uitați-vă câte dintre ele sunt balizate corect și câte dintre ele sunt cu rampă de urcare sau cu rampă sub un anumit unghi la început și la sfârșit, tocmai pentru astfel de momente. După care... vedeți cum sunt presemnalizate, după care vedeți și cum folosim noi, toți participanții la trafic, zona respectivă, pentru că ceea ce ai spus este foarte corect. La viteza cu care vedea motociclistul, poate că n-avea șanse, dar avea o șansă în plus. Sigur, viteza cu care a venit era foarte mare, să uităm că era fix la ieșirea, înainte de ieșirea din localitate, din Ploiești, deci se presupune că trebuia să fie un maxim de 50, poate 60 de km pe oră, știu, limita acolo, dar undeva în zona aceasta. Trebuie să înțelegem, apropo de ceea ce discutăm mai acum câteva emisiuni, că
infrastructura trebuie să fie rescrisă pentru noile norme dinamice pe care Uniunea Europeană și le propune să le avem noi toți în trafic. Adică unde suntem mai mulți pe metru pătrat, am mai spus asta, trebuie să circulăm mai încet. Adică un 50 de km pe oră poate că va fi o utopie. Să nu-ți aminte că Parisul, Bruxelles, Lyonul deja sunt orașe. La 30. Unde se... Exact, preponderent la 30. Deci, de aceea, după care când apar astfel de momente de ego, momente de vanitate în care vrem să ne arătăm puterea motorului, vă mai dau un exemplu, așa, vis-a-vis de mine, de persoana celor care vă vorbește. Sunt pilot de raliuri și îmi place povestea asta. Am intrat în sezonul 29. Îmi place să merg cu mașina. Din perspectiva siguranței rutiere a celor care m-au făcut mie profilul psihologic la volan, mi-au spus, tu ești o sursă de risc în trafic pentru că ție îți place să mergi cu mașina. Plăcerea de a conduce o mașină în trafic, dacă nu este dublată de rațiune și de luciditate permanentă, poate să fie o sursă de accident rutier. Și stă în picioare povestea asta. Și atunci îmi spun, ok, trebuie să înseamnă că eu trebuie să țin cont în fiecare metru pe care parcurg de acest warning, ca nu cumva să mă las dus de val și să pun în pericol viața celor din jurul meu sau viața celor din mașina mea sau chiar viața mea, evident. Chiar vreau să te întreb, cum te temperezi tu la volan? Ce trebuie să facem să ne calmăm și să nu intrăm în clinciurile astea din cauza orgoliului? Stai să vezi că eu am mașina cu motorul mai mare, eu pot să te depășesc pe tine în orice condiții, sau motocicleta mai puternică și așa mai departe. Cum facem să ne calmăm, să rămânem acolo liniștiți și respectând ce trebuie respectat în trafic? Asta este o problemă pe care trebuie să o avem cu toții. Trebuie să înțelegem că traficul nu trebuie să fie o sursă de astfel de provocări. Deci e mult mai simplu să n-ajungi să te lași provocat. După care, dacă ai lăsărit, știi, ca și cei care practicanții de Aikido, nu vor să meargă într-o luptă. Așa, doi practicanți de Aikido nu o să aibă niciodată o demonstrație pentru că se uită unul la celălalt. După care, evident, că găsesc eu soluție. Așa trebuie să fie și în trafic. A trebuit să fim permanent un fel de practicanți de Aikido. Să fim cei care nu dau cursul în astfel de provocări. Din păcate, este ușor să fim foarte mari și deștepți și cu tot felul de soluții acum. Pentru omul respectiv și mulți alții ca el, este prea târziu. Mulți dintre noi dăm astfel de curs unor astfel de situații, după care, evident că ne ajută soarta, relația bună cu Sfântul Petre, care n-a creat acel lanț de fatalități. Dar trebuie știut un lucru, când acel lanț de fatalități se generează, este foarte greu să mai faci ceva în ultimele fracțiuni de secunde sau secunde. În acel moment ne dăm seama de incapacitatea noastră de a gestiona astfel de momente fatidice. Deci ar fi foarte bine să nu ajungem la ele. Îți mulțumesc, Bogdan, îți mulțumesc pentru sfatul de drum bun de astăzi și te așteptăm săptămâna viitoare din nou alături de noi. Sperăm să nu mai avem astfel de momente. Din păcate, cu o medie de 5-6 de decese pe zi în traficul rutier, mai ținând cont că avem 7 zile la dispoziție, evident că vom avea alte subiecte, totuși să circulăm cu bine și ceea ce ține de noi să facem, pentru că probabil că am putea și noi să reducem acest număr de accidente și de fatalități, așa cum se întâmplă și în țările civilizate, pe care ne-am luat ca exemplu de foarte mult. Drumuri bune, să ne auzim cu bine! Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu la Europa FM.